Vă salut! În video de astăzi voi prezenta motocultorul MS6580, motocultor cu care voi face rândurile pentru cartofi, având atașat plugul Carita sau cum îi spuneți fiecare, reglabilă, roțile de fier. Din punctul meu de vedere, cel mai bine se face rariz sau plugul reglabil. Aici o parte din rândurile făcute. Nu sunt suficient de lungi. 30-35 metri. O adâncime de circa 20-22 de centimetri. Terenul inițial a fost pesat. Și dacă se dăm drum la treabă. Deshidratare, este o căldură în devenire, astăzi se anunță în jur de 15-16 grade, soarele arde cu profunzime. Practic a venit primăvara. Avem și ajutorul acolo. Să-și așteaptă instrucțiunile. După cum vedeți, am terminat și cu plantat pusul cartofilor. Urmează acum să-i astupăm cu plugul reglabil sau bralița reglabilă. O parte dintre ei am pilonat pe plugul frumos. Dacă mai este o porțiune, o să vă las să vedeți cum a decurs.
Recolta. Mulțumesc de vizualizare. Numai bine.